Stimați colegi, stimați urmăritori, bine v-am găsit la un nou eveniment organizat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene ca parte a acestui format de discuții pe care l-am inițiat acum 2 ani, care se numește EU Debates Cafe. Astăzi organizăm un eveniment în parteneriat cu Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și cu suportul Fundației Hans Seidel, un eveniment dedicat reformei codului electoral și vom aborda în cadrul acestui eveniment prioritățile și arele de intervenție care sunt în vizorul atât a autorităților publice, dar și care cumva au fost discutate public și analizate public de către experți din societatea civilă, organizații, membri a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. De aceea noi ne-am gândit că ar fi utilă abordarea acestui subiect pe această platformă, având pe de o parte Comisia Electorală Centrală, pe de altă parte reprezentanții coaliției majoritare din Parlament, iar pe de altă parte reprezentanții Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și ai societății civile din țara noastră. Pe această cale aș dori să-i salut alături de noi pe invitația acestui eveniment, pe domnul Pavel Postică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, doamna Olesia Stamate, președinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din cadrul Parlamentului Republicii Moldova și deputat PAS, domnul Nicolae Panfil, director al programului Monitorizarea Proceselor Democratice, Promoleț, domnul Igor Boțan, director executiv Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și domnul Petru Macovei, director executiv Asociația Presei Independente. Trebuie să menționez de la început că evenimentul nostru se dorește a fi, de fapt, o dezbatere liberă, o discuție care să producă la final, dacă doriți, o serie de constatări și recomandări legate de reforma codului electoral, dar este și o oportunitate pentru colegii care ne urmăresc, pentru societate per ansamblu, de a adresa eventuale întrebări sau de a veni cu comentarii la discuția propriu-zisă. Evenimentul este transmis online pe pagina privies.eu și realitatea live.md. De asemenea, este transmis online și pe pagina de Facebook a IPRE, unde puteți adresa în comentarii întrebările noastre, iar noi, în măsura în care o putem face, vom prelua aceste întrebări dacă se referă la subiectul discuției și la problema analizată astăzi. De aceea, eu vă încurajez să adresați aceste întrebări, să veniți cu aceste comentarii, pentru că vom avea, după sesiunea inițială de intervenții din partea vorbitorilor, o sesiune de întrebări-răspunsuri, unde vom încerca să interacționăm cât mai într-un format mai liber pentru a aborda diferite subiecte aduse în discuție către vorbitori sau pregătite de către mine pentru a fi analizate. Eu zic să procedăm la discuție, să începem evenimentul de astăzi și aș dori pentru început să-i ofer cuvântul domnului Pavel Postică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, și l-aș ruga pe domnul Postică, de fapt, să se refere la modul în care Comisia Electorală Centrală vede inserirea acestui proces de consultări, discuții, analiză, de revizuire a codului electoral, inițiativă care, de fapt, a fost anunțată către Comisia Electorală Centrală în luna septembrie și în ce măsură Comisia Electorală Centrală își propune să implice în acest proces grupurile relevante din spațiu public sau reprezentanții opiniei publice. Vă rog, domnule Postică. Mulțumesc mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a trece în revistă principalele aspecte care țin de reforma codului electoral, chestiuni cumva asumate public de Comisia Electorală Centrală și
materializată prin o dispoziție emisă de președintele Comisiei Electorale Centrale de crearea unui grup îngust de lucru care o să pregătească un proiect de lege în acest sens. Trebuie să recunoaștem că angajamentele publice asumate de noi nu au fost finalizate în acei termeni interni pe care noi ne-am stabilit, undeva datorită circumstanțelor obiective care se numesc alegeri locale noi în municipiul Bălți și alte 14 localități unde deja s-a finisat scrutinul. Dar oricum noi ne-am mișcat semnificativ înainte pe anumite capitole pe care, la care deja s-a depus un volum substanțial de lucru din punctul nostru de vedere. Eu nu aș vrea și nu cred că ar fi corect să deschid foarte mult parantezele la ce anume s-a discutat, pentru că noi am anunțat care o să fie planul nostru de activitate și am zis că încercăm până la mijlocul lunii decembrie să definitivăm pe intern, la nivelul grupului de lucru, anumite concepte de bază pe care credem noi că ar trebui să se regăsească în legislația electorală. După care aceste concepte de bază să fie discutate cu mediul tehnic. Adică nu la nivel de politic. Vorbim aici într-adevăr de colegii din partenerii din cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, organizațiile neguvernamentale și partenerii noștri de dezvoltare. După care ne propunem la finele lunii ianuarie, cel târziu prima săptămână a lunii februarie, să aprobăm în cadrul Comisiei Electorale Centrale acest proiect de lege printr-o hotărâre și să-l scoatem în discuții publică deja pentru toate persoanele interesate. Așa încât deja de la această etapă, eventual, să poată să fie preluat acest proiect dintr-un proiect de lege ferendă, pentru că Comisia Electorală Centrală nu are drept inițiativă legislativă, acest drept îl au alții actori ai procesului politic-legislativ. De asta încercăm și anunțăm anume din acel moment startul discuțiilor și dezbaterilor publice la proiect. Inclusiv pe toate chestiunile, atât conceptuale cât și tehnice care vor figura în acel proiect. Eu cred că dacă se va reuși discutarea acestui proiect tehnic pe parcursul lunilor februarie-martie, așa încât eventual prin luna aprilie să fie acceptat și promovat de vreun actor care are drept de inițiativă legislativă și să fie înregistrat oficial ca inițiativă legislativă în Parlamentul Republicii Moldova, atunci ar fi posibilitatea ca în prima lectură să fie votat prin lunile aprilie, hai să zicem începutul lunii mai, după care în mod de lucru să fie expediat după adoptarea în primă lectură, ar fi benefic să fie expediat partenerilor de la Comisie de la Veneția pentru o avizare inclusiv de către colegii noștri de la Comisie de la Veneția și deja să lăsăm timp după luna iunie, pentru că tradițional prin luna iunie, la mijlocul lunii iunie, au loc ședințe ale Comisiei de la Veneția, adică dacă vorbim de sesiunile de vară, și după asta mai există timp pentru anumite corectări, reieșind din avizul Comisiei de la Veneția, dar și timp pentru examinare în lectura a doua, în sesiunea din toamna anului 2022. Așa încât dacă se votează acel proiect pe care îl vom elabora în toamna anului 2022, să poată să fie pus în aplicare în conformitate cu toate standardele pe care și le propune Comisia, dar și legislația națională
inclusiv hotărârile Curții Constituționale, dar și standardele internaționale, cu un an înainte de alegeri să fie pus în aplicare. Deci, în acest fel, noi vedem acest proces de reformă în timp. Dacă e să vorbim conceptual care ar fi capitolele majore la care vrem să atragem atenția, evident, noi vrem să ne referim la componența, modificarea componenței, mandatul, structura denumirii a Comisiei Electorale Centrale prin permanentizare. Aceasta este accentul de bază pe care pot să-l scot în evidență și care este corect să fie scos în evidență. Și doi, cel mai probabil, așa se conturează discuțiile, am promis că nu vă deschide paranteze, dar un pic le deschid, legat de permanentizarea organelor electorale, cel puțin de nivelul 2. Într-o formă sau altă, ar fi, din punctul nostru de vedere, necesar să se găsească consens politic și pe acest aspect. Vorbim de anumite chestiuni de reformă în sensul controlului și supravegherii finanțării partidelor politice și campaniilor electorale, pentru că s-a văzut, s-a scos în evidență și s-a prezentat inclusiv opiniei publice care sunt posibilitățile și care sunt neajunsurile finanțării ascunse, mascate a campaniilor electorale și care pot fi consecințele pentru orice proces electoral acestor aspecte negative. Din acest considerent și conectat la acest lucru, evident va trebui să analizăm și aspectele de soluționare a litigiilor electorale. Pentru că și aici sunt anumite rezerve majore, care legislații se pune în aplicare, legislația specială care prevede soluționarea litigiilor din perspectivă electorală sau legislația codul administrativ și codul de procedură penală. Deci aceste aspecte la fel trebuie să fie examinate și revizuite încă o dată. Și în ultimul rând, noi trebuie să vedem acele aspecte care țin de sancțiunile care pot fi aplicate în procesul electoral pe diverse aspecte și pe diverse paliere. Și, în ultimul rând, evident, aspectele de mediatizare, de transparența procesului electoral, inclusiv implicarea actorilor, cum sunt colegii din mass media, în reflectarea procesului electoral, așa încât informația să ajungă la alegători din mai multe surse, alternative, dar în același timp ea să fie într-adevăr credibilă, corectă și balansată din punct de vedere a deontologiei jurnalistice. Cam asta în linii mari pentru introducere. Eu cred că în timpul care l-am avut la dispoziție e ok și deja în discuții, în dezbatere, la întrebări, o să pot să vin eventual cu alte concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule Postic, și mersi mult că ați trasat poate câteva linii de discuție pe care vom continua, cred eu, dezbaterea la etapa următoare. Acum aș dori să-i ofer cuvântul domnului Nicolae Panfil, director de program Promolex, ca să se refere un pic la, în viziunea dumnealui, care ar fi prioritățile la ora actuală de reformă pentru codul electoral, domeniile de intervenție cheie care au fost eventual scoase în prim plan de către Promolex în urma monitorizării scrutinelor electorale cele mai recente din ultimii ani. Vă rog, domnule Panfil. Bună ziua, vă salut și eu și vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment, pentru că ne dă posibilitatea, într-adevăr, să începem niște discuții, inclusiv deja publice, la această etapă, prin care să vorbim despre anumite lucruri care, practic, au fost începute și
spre care o să lucrează de ceva timp. Vreau să menționez din start că Asociația Promolex, în cadrul Coaliției Civici pentru Alegeri Libere și Corecte, și-a propus, într-adevăr, să contribuie la modificarea codului electoral sau eventual la elaborarea unui cod electoral nou. Și în acest sens, inclusiv, am prevăzut aceste necesități din start și vreau să anunț că vom avea, sau avem deja început, un proiect finanțat de către Delegația Uniunii Europene și de către Organizația Internațională a Francofoniei, prin care vom încerca să venim în suportul autorităților, dar și prin care să promovăm, să facem advocacy pentru acele recomandări care noi le-am formulat pe parcursul anilor. Respectiv, dacă se refer punctual la acestea, voi menționa, sau voi începe probabil prin ceea ce a spus și domnul Costic mai devreme, și nu este secret lucrul acesta, a fost o idee promovată de către Asociația Promolex de câțiva ani încoace, despre modalitatea de formare a Comisiei Electorale Centrale și eventual despre funcționarea permanentă a acestei instituții. Considerăm că este vital și este important la volumul de lucru care este ca această instituție să activeze permanent. În acest sens, reamintesc că noi am avut și un proiect de lege referendă și dacă îmi greșesc eu, probabil că cei despre ce vorbea domnul Costic, este că anume acel proiect de lege referendă probabil s-a luat ca bază, dar cred că vor fi și alte discuții publice în jurul acestui subiect ca să găsim cea mai bună formulă prin care putem să ne asigurăm că, pe de o parte, mecanismul de formare a Comisiei Electorale Centrale este unul care corespunde necesităților zilei de astăzi și funcționarea acestei instituții nu va fi una, spunem așa, care acționează în special în campaniile electorale, dar care lucrează în permanență pentru îmbunătățirea proceselor electorale. Și un alt aspect la care de asemenea s-a referit și domnul Costică, și asupra căruia noi lucrăm din 2013 în cadrul Asociației Promolex, este într-adevăr finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Și aici avem mai multe recomandări, nu o să mă opresc la toate dintre ele, vreau doar să atrag atenție că deja am fost parte a unui grup de lucru elaborat, creat în cadrul Ministerului Justiției și există un proiect de lege privind înăsprirea pedepselor pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale. În acel proiect de lege inclusiv găsim deja reflectat necesitatea despre care vorbim de atâți ani de, să spunem așa, a lua în calcul resursele administrative ca o resursă foarte importantă care influențează foarte mult asupra legilor și de a-i da o apreciere și inclusiv de a spune odată că abuzul de resurse administrative este o problemă și acest lucru practic se recunoaște în acel proiect de lege, la fel se vorbește și despre transportarea organizată a legătorilor. Deci deja se fac anumite lucruri. La fel avem nevoie să consolidăm capacitățile Comisiei Electorale Centrale și în acest sens noi venisem și anterior cu anumite recomandări de crearea unui departament sau unui organ în cadrul Comisiei Electorale Centrale dedicat anume documentării și asigurării eficiente a controlului și supravegherii finanțelor partidelor politice. Am văzut cât de multe provocări în practică aduce această activitate de control și este nevoie de mai multe resurse umane, mai multe resurse financiare, mai multe pârghii legale pentru ca instituția să poată pune în aplicare aceste prevederi legale care sunt și astăzi disponibile în lege, în codul electoral. La fel vom vorbi în continuare și vom promova necesitatea asigurării publicării datelor caracter personal în rapoartele partidelor politice și a concurenților electorale. Ori astăzi aceste date sunt acoperite, sunt mascate, spunem așa, iar cei care doresc să facă monitorizare, să facă investigații jurnalistice, nu au posibilitatea să prelucreze aceste date. Ca să nu mai amintesc despre faptul că ele nu sunt disponibile astăzi într-un format accesibil care să permită prelucrarea ușoară a acestui. Deci vom încerca și pe acest domeniu să venim cu anumite propuneri, recomandări ca să îmbunătățim această experiență de utilizare a respectivilor
date și informații. La fel, ce aici ține de comportamentul concurenților electorali. Aici ar trebui să vorbim despre declarațiile de avere. Cu părere de rău, am văzut în 2021, în legile parlamentare anticipate, un abuz, probabil, ar zice eu, din partea unor concurenți electorali care au completat de formă acele declarații, inducând astfel în eroare și alegătorii cu privire la veniturile, cheltuielile, averile, interesele și așa mai departe. Considerăm că acest lucru este vital pentru a avea o societate informată și aici trebuie să ne gândim care va fi mecanismul prin care asigurăm, pe de o parte, balanța între necesitatea societății cetățeanului de a fi informată și totodată volumul mare de lucru care eventual ar trebui să fie îndeplinit, să zicem, de către ANI, pentru a verifica acele declarații care ar trebui să fie depuse. La momentul de față există anumite lacune, să spunem, din punctul meu de vedere, în legea ANI și aici ar trebui să discutăm, să vedem dacă este cazul eventual să includem, spre exemplu, candidații concurenților electorali în rândul entităților, să zic așa, sau subiecților care pot fi sau trebuie să fie, a căror averi trebuie să fie verificate, să spunem așa, certificate, pentru ca eventual să poată candida. Respectiv, dacă să merg mai departe, o altă problemă, confirmăm și noi sau cunoaștem despre faptul că soluționarea contestațiilor sunt foarte multe lacune aici și nu sunt foarte mult în detaliu, că deja tot cam prea puțin timp. La fel vom vorbi în continuare sau vom insista pe recomandările care le-am făcut anterior și vom mai face analize suplimentare privire la constituirea secțiilor de votare peste hotare, constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Prevederile legale, din păcate, care le avem astăzi, din punctul meu de vedere, iarăși, nu sunt suficiente pentru a explica cum anume acele criterii prevăzute în lege trebuie să fie puse în practică. Noi am văzut diverse interpretări la ultimele scrutini. O altă problemă ar fi discursul de ură. Și ce facem cu acesta în campanie electorală? Trebuie să ne gândim. Dar știm că fenomenul e amploare, în special în campaniile electorale și cred că este cazul să venim și cu anumite măsuri prin care poate la început ele vor fi, nu știu să zic, punitive, dar care într-un moment dat ne va duce la o etapă calitativ nouă în care concurenții electorali, candidații, dar și alții care implicați în campanie electorală se vor comporta de o manieră în care toată lumea se respectă, nu sunt utilizate mesaje de discriminatorii sau discurs de ură și așa mai departe. Cam acestea, pentru un început, în cadrul discuției, ar fi momentele astea cărora vreau să insist, dar și voi încheia cu ceea ce am spus la început. Avem un proiect în cadrul căruia avem posibilitatea să venim cu diverse analize și vom veni cu diverse analize aprofundate pe unele subiecte, respectiv, ulterior ne vom alătura procesului de discuții publice despre care a vorbit domnul Costică și vom încerca să organizăm sau să fim alături de actorii care vor organiza evenimente publice astfel încât să promovăm acele informații, acele dezbateri cât mai larg în societate. Vom avea alături de noi în cadrul proiectului și un expert internațional, pentru că atunci când vom vorbi despre avizele pentru Comisia de la Veneția, să avem punctul de vedere argumentat pe acel proiect care va fi pregătit și de, sau să avem avizul sau suportul în elaborarea unui aviz a unui expert internațional. Vom avea de asemenea, sau noi propunem să avem și o campanie de informare largă pentru explicarea celor noutăți care vor interveni în codul electoral, deja vorbim despre etapă, sigur, care atunci când vom avea un cod cât de cât clar, definit, pentru ca iarăși toți cetățenii să înțeleagă de ce se fac anumite schimbări și care este natura acelor schimbări care vor fi propuse. Cred că să mă opresc aici și ulterior în cadrul discuțiilor voi interveni cu completări.
Mersi tare mult, Nicolae, pentru intervenție. Domnul Postică, cred că avea un comentariu, da, vă rog. Dar foarte scurt, un minut în completarea la cele menționate de mine, să nu se creadă cumva că am uitat, dar și punerea în aplicare a unor metode alternative de vot și eventual digitalizarea continuă a procesului electoral, la fel este un subiect important pe care îl discutăm și care cu siguranță va face parte din acest proiect mare de reformă. Mulțumesc mult. Acum aș dori să-i ofer cuvântul domnului Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, dumneavoastră aveți o experiență vastă și de fapt ați monitorizat mai multe scrutine, mai multe etape, inclusiv de reformă a codului electoral, anumite modificări s-au făcut și în trecut, dar se pare că nu au fost îndeajuns de largi și cuprinzătoare ca să producă efecte poate mai vizibile asupra organizării scrutinilor electorale. Ce ingrediente credeți că ar trebui să aplicăm de această dată ca lucrurile să fie schimbate poate într-o manieră mai vizibilă și care ar fi poate alte domenii de intervenție care nu au fost menționate anterior, dar ar fi necesare la ora actuală? Da, bună ziua tuturor! În privința reformelor în domeniul electoral. Aveți dreptate, în Republica Moldova, reformarea legislației electorale a început în 1997, atunci când a fost adoptat codul electoral, și eu cunosc foarte bine care au fost cele mai importante lucruri care au stat la baza noului cod electoral. Deci a fost o abordare absolut conservatoare. Au lucrat experți străini, dar care spuneau în felul următor. Republica Moldova este la început de cale, nu prea are experiență în împrumutarea formelor bune din afară, de aceea abordarea conservatoare este una recomandabilă pentru Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru a însemnat un singur, acest lucru s-a referit la următoarele aspecte. Atunci era importantă uniformizarea procedurilor, astfel încât diferite scrutine să poată fi desfășurate, de exemplu, în același timp, sau ca personalul care este implicat în procesele electorale să fie instruit de o anumită manieră și să nu aibă nevoie de instruiri suplimentare atunci când trecem de la un scrutin parlamentar la unul prezidențial sau municipal și așa mai departe. Asta a fost un aspect foarte important. Al doilea lucru care l-au pus în față experții străini a fost că experiența pe care o acumulase Republica Moldova în alegerile din 1990 pentru primul parlament al independenței, alegerile municipale care au avut loc în 95, alegerile parlamentare din 94, deci acele proceduri să fie păstrate și să nu se recurgă la noi inovații în domeniul electoral până când Republica Moldova nu acumulează experiență. Ei, de atunci au trecut ani buni și cred că această abordare trebuie depășită. Tot atunci s-a recurs și la formula constituirii unei comisii electorale centrale după formula 9 membre, dintre care 3 funcționează în mod permanent. Și explicația a fost că la acea perioadă finanțarea Comisiei Electorale Centrale era o mare problemă. Acum toate aceste probleme sunt în trecut și cred că domnul Postică, care a anticipat această problemă, are dreptate. Este imperios necesar ca toți membrii Comisiei Electorale Centrale să aibă statut permanent și în cadrul Comisiei Electorale Centrale să se specializeze pe anumite domenii, să fie responsabili de anumite domenii în organizarea procesului electoral, în raportul cu alte instituții care sunt implicate în procesul electoral, pentru că înțelegem cu toții că, deși alegerile sunt periodice,
Noi, practic, avem o dată la un an și jumătate, avem un tip sau altul de scrutin. Mai avem scrutine anuale de două ori pe an, primăvara și toamna, de completare a vacanțelor care apar în instituțiile municipale. Mă refer la alegerea primarilor și, practic, avem o muncă permanentizată a membrilor Comisiei Electorale Centrale, care se convoacă de cel puțin două ori pe an, altă dată de trei sau chiar de patru ani, ori pe an. De aceea, propunerea domnului Postică este una importantă, trebuie examinată. Eu nu cred că chestia asta necesită resurse financiare suplimentare sau nu foarte multe resurse, dar instituția Comisiei Electorale Centrale va căpăta, cum e la modă de spus acum, o reziliență mai mare, iar specializarea membrilor Comisiei Electorale Centrale pe domeniile la care s-au referit colegii mi se pare imperios necesară sau cel puțin recomandabilă, pentru că înțelegem că volumul de muncă este foarte mare. Aceste lucruri fiind spuse, cred că a venit de mult timpul să lăsăm într-o parte abordarea conservatoare și să îmbrățișăm o abordare inovatoare, mai cu seamă că Comisia Electorală Centrală este constituită din persoane care au experiență foarte, foarte vastă și ar putea aduce multă valoare adăugată dacă lucrează în baza unei strategii pe care o elaborează instituția respectivă și implementează toate prevederile acestei strategii. Mai este o problemă sau două probleme la care vreau să mă refer foarte fugitiv. Este o problemă care o avem încă din anul 2003, aproape de 20 de ani și ea se referă la un drept fundamental al cetățenilor Republicii Moldova, dreptul de a iniția referendumuri. Ori, actualmente, cetățenii Republicii Moldova, în principiu, nu pot iniția referendumuri din propria inițiativă. Și acest lucru are la bază deci prevederile Constituției. În 1994, atunci când a fost elaborată Constituția Republicii Moldova, nu știu de ce, sau probabil așa era, asta era viziunea politicienilor din acea perioadă, se credea că populația Republicii Moldova va crește în continuare. În Constituție este prevăzut că pentru inițierea unui referendum e nevoie de colectarea cel puțin 200.000 de semnături, iar la nivel de raion atunci era necesară colectarea a 5.000 de semnături. Acum uitați-vă, un calcul elementar sau o estimare elementară arată că autoritățile sau deputații din acea perioadă au pornit de la premisa că pentru inițierea unui referendum de către cetățeni e nevoie de colectarea semnăturilor a cel puțin 5% din cetățenii cu drept de vot la nivel național și aproximativ 5% de semnături din locuitorii unei unități administrative de nivelul 2. Ei, după reforma, deci dacă s-a pornit de la cifre absolute, 200.000 și 5.000, după reforma administrației publice locale și a organizării administrative teritoriale, deci pragul acesta pentru unitățile administrative a fost crescut, ridicat până la 20.000, apoi s-a făcut contrareforma, am venit iarăși la raioane, iar acest prag, odată fixat în Constituție, face practic imposibilă inițierea unui referendum de către cetățeni. Interpretarea deputaților, interpretarea fostii conducerea Comisiei Electorale Centrale a pornit de la buchia legii și nu de la spiritul legii, deci nu de la evaluarea că e nevoie de aproximativ 5% din cetățeni. Și dacă ne uităm acum la numărul de alegători în raioane, vedem că este imposibil, în principiu, să colectezi în mai mult de jumătate din raioane cele 20.000 de semnături. Din simplu motiv
că asta ar însemna că trebuie să colecteze semnăturile a 50% din locuitori, a 60% sau chiar a 70% și mai mult din locuitori. Asta colectarea semnăturilor. Plus știm din datele care ni le-a oferit Ministerul Afacerilor Externe că aproape 1 milion din cetățenii Republicii Moldova se află peste hotare. Deci noi avem acest model de înregistrare a legătorilor, un model pasiv, odată cu împlinirea a 18 ani, în mod automat autoritățile Republicii Moldova includ cetățenii care au atins această vârstă în lista de alegători. Deci avem, conform registrul electronic, 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot, dintre care ne asigură Ministerul Afacerilor Externe că 1 milion este peste hotare și știm, pe de altă parte, că 250.000 de concetățeni de-ai noștri nu sunt înscriși în aceste liste electorale, deși sunt în registru, ei sunt locuitori ai Transnistriei. Dacă pui toate aceste lucruri împreună, vedem că este imposibil ca cetățenii să inițieze un referendum și eu cred că această problemă din principiu trebuie odată și odată soluționată, fie prin interpretarea Curții Constituționale, fie prin modificarea Constituției și aici cred că nu vor exista piedici din partea opoziției, pentru că dacă am spune foarte clar că inițierea unui referendum național se face odată cu colectarea cel puțin 5% din semnăturile cetățenilor cu drept de vot din Republica Moldova și mai departe formula o lăsăm aceeași, în loc de 20.000 punem 5% în jumătate din unitățile administrativ-teritoriale și atunci nu există această legătură dintre reforma administrativ-teritorială și numărul de semnături care trebuie colectat pentru a iniția un referendum. Repet, mie mi se pare că aceasta este o problemă de principiu legat de dreptul cetățenilor de a iniția referendumul, pentru că altminteri doar Parlamentul poate declara referendumul, este adevărat, dar inițierea iarăși poate veni doar de la, pentru referendumurile consultative, șeful statului poate fi, dar referendumurile legislative oricum le poate declara doar Parlamentul Republicii Moldova. Și încă un lucru de principiu legat de evenimentele care s-au derulat recent. Eu cred că este imperios necesar ca în perioadele electorale, oricare ar fi ele, că e vorba de alegeri naționale, că e vorba de alegeri municipale, că e vorba de alegeri noi, toate solicitările Comisiei Electorale Centrale către instituțiile statului trebuie să devină într-un fel obligatorii, pentru că este de nepermis să avem situația la care s-a referit Comisia Electorală Centrală atunci când a examinat hotărârea din 1 decembrie, să aflăm că instituțiile statului au, sigur că, o atitudine oarecum nu tocmai, cum să zic eu, imediată la solicitările Comisiei Electorale Centrale, ceea ce conduce la situații care sunt ulterior interpretate în mod eronat, fie de concurenții electorali, fie de opinia publică. De aceea, formula care trebuie găsită de comun acord este că în perioadele electorale, toate solicitările a Comisiei Electorale Centrale, pentru, în primul rând pentru instituțiile statului, care, așa cum spuneam, în perioada electorală avem un fel de convergență a tuturor eforturilor. Comisia Electorală Centrală, alte instituții, cum este Consiliul Audiovizualului, Ministerul Afacerilor Interne, deci Agenția pentru Protecția Datelor cu Caracter Electoral și așa mai departe. În astfel de perioade, când Comisia Electorală Centrală adresează solicitări, aceste solicitări trebuie examinate cât se poate de rapid, astfel încât să nu existe niciun fel de sincope în activitatea Comisiei Electorale Centrale. Și atunci sunt sigur că vom scăpa de toate aceste efecte și interpretări eronate care aduc atingere imaginii unei instituții atât de importante cum este Comisia Electorală Centrală. Acestea sunt lucrurile care am vrut să le împărtășesc cu voi. Mulțumesc!
Mulțumesc tare mult, domnule Boțan. Nicolae, te rog un comentariu pe scurt, pentru că aș dori să-i ofer posibilitatea și domnului Macovei să intervină. Un comentariu sau o întrebare pe care o adresez acum și eventual puteți să o discutăm ulterior. În principiu, e pentru domnul Boțan, dar și pentru domnul Costică. Dacă vedeți oportunitatea și considerați că la etapa aceasta putem să discutăm eventual și despre modificarea legislației conexe, mă refer în special la legea partidelor politice, și în acest sens, adică mă refer la transparentizarea activității partidelor, criteriile de acordare, de exemplu, subvențiilor de stat, responsabilizarea privind utilizarea resurselor publice de către partidele politice, multe alte aspecte. Dar cum spuneam, acesta ar putea să fie un subiect pentru discuție în continuare, dar dacă vedeți oportun să le avem la pachet cu modificarea codului electoral sau totuși ulterior. Eu sunt de acord cu această propunere și pledez pentru. Mersi, Nicolae. Și eu sunt de acord și sper să avem posibilitatea la sesiunea de întrebări-răspunsuri să abordăm și problema dată. Până atunci, domnul Petru Macovei, pentru că va trebui să se retragă mai devreme, domnule Macovei, o să vă rog să ne expuneți punctul dumneavoastră de vedere și al API legat de legislația electorală pe dimensiunea sau care vizează mai degrabă sectorul mass media și activitatea mass media în perioada electorală, care sunt recomandările, propunerile venite din partea asociațiilor mass media. Vă rog. Da, mulțumesc tare mult. Bună ziua, colegi. În principiu, problemele care stau în lege legat de reflectarea de către mass media campaniilor electorale, ele sunt destul de vechi și noi am tot încercat cu precedentele guvernări să promovăm modificări în codul electoral pentru a soluționa cel puțin parțial. Nu ne-a reușit pentru că exista o anumită înțelegere și o anumită abordare care favoriza anumiți furnizori de servicii media audiovizuale. Sper acum lucrul ăsta să fi depășit. De asemenea, sper să existe o mai bună colaborare între Comisia Electorală Centrală și organizațiile de medie, cel puțin la etapa elaborării regulamentului de reflectare a campaniilor electorale. În general, noi de mult avem ideea că ar trebui să existe un singur regulament și nu de fiecare dată să fie adoptat câte un regulament, pentru că principiile sunt aceleași, nu trebuie inventat de fiecare dată bicicleta, ori la noi de fiecare dată ne pomenim cu anumite chichițe care apar în acest regulament, să ne aducem aminte precedenta campanie, când chiar membru Comisiei Electorale Centrale, domnul Maxim Lebedinski, tare mult ne convingea că este foarte bine să aibă loc dezbatere electorale la Moldova 1 și toți ceilalți furnizori de servicii media să le preia, ceea ce sigur este, mai ales în condițiile de atunci ale Republicii Moldova, era să fie un dezavantaj, un derapaj până la urmă. Slavă Domnului, într-un final s-a reușit o formulă de compromis, ca să zic așa. Noi am transmis și la celebrul proiect de lege 263 al deputaților socialiști din precedentul Parlament, am propus un set de modificări, acum le-am revăzut și le-am transmis către Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Suntem dispuși să discutăm pe ele cu cei expertele care vor lucra la noua lege. O să mă refer doar la principalele prevederi. Până la urmă, ceea ce vrem noi este ca, virgulă, codul electoral să, în primul rând, să ofere, să existe acest echilibru între libertatea de exprimare și responsabilitatea tuturor instituțiilor mass media. Nu doar a furnizorilor de servicii media, audiovizuale, bun, pe lângă faptul că este nevoie de uniformizat terminologia, că în actuala versiune a codului se operează cu radiodifuzori, se operează cu mijloc de informare în masă. Acum în Parlamentul Moldovei se află un proiect de lege, eu sper foarte mult să fie în curând adoptat, prin care se statuiază cine sunt jurnaliștii și cine sunt instituțiile mass media. Deci noi solicităm ca să se opereze cu noțiunea de instituție mass media, care este o noțiune mai largă. De asemenea, solicităm să fie făcute anumite modificări care vor
rezolva problemele existente. Și noi am mai discutat inclusiv cu colegii din la televiziuni. În precedentele două campanii electorale au existat probleme enorme în ceea ce privește organizarea dezbaterilor electorale și noi solicităm ca în lege, în codul electoral să fie prevăzută inclusă o prevedere prin care formatul, durata, frecvența și ora difuzării dezbaterilor trebuie să poată fi stabilită de către însăși furnizorul de servicii media. Sigur, cu asigurarea condițiilor de egalitate, să le indice în declarația politicii editoriale, deci, dar formatul, durata, frecvența și ora trebuie să fie decisă de către furnizorii de servicii media, în cazul televiziunilor și posturilor de radio, să nu ne pomenim în situația pe care am avut-o în campania electorală pentru parlamentare, când de fapt se făceau dezbateri electorale fără candidați, pentru că nici nu reușeau candidați să vină, poate unii nu doreau să vină, dar asta e altă poveste. Una peste alta, prevederea din lege care a existat până, care există și acum, că trebuie să fie dezbaterile, trebuie să fie în regim de transmisiune directă, numai în orele de audiență maximă, s-a dovedit a fi contraproductivă pentru piața media din Moldova și soluția propusă de noi, după, în opinia noastră, bineînțeles, ca autori, este una fericită și ajută redacțiile posturilor de televiziune și radio să-și gestioneze mai bine activitatea în perioada campaniilor electorale. De asemenea, noi propunem să fie completat articolul 70 cu o prevedere prin care să fie introduse noțiunile de programe audiovizuale cu caracter electoral. Noi am avut în precedentele campanii multe situații când candidații, reprezentanții acestora apăreau în tot felul de materiale, începând cu, nu știu, show-uri culinare sau show-uri sportive sau altceva. Deci noi insistăm ca în codul electoral să fie prevăzute. Noi am și identificat aici 5 tipuri de programe audiovizuale cu caracter electoral, și anume programe de știri și actualități, emisiuni de informare electorală, emisiuni de promovare, dezbateri electorale și programe de publicitate electorală, iar în toate celelalte, mă rog, produse audiovizuale să fie interzisă apariția, vizarea directă sau indirectă și apariția candidaților în diferite forme de scrutin. O altă problemă enormă este activitatea Consiliului Audiovizualului în timpul campaniilor electorale și noi, să nu uit, insistăm ca în perioada electorală să fie interzisă difuzarea publicității politice. Ori noi am avut situații și acum în alegerile de la Bălți și în alte alegeri, când publicitatea politică, a concurentului electoral Șor, a fost difuzată cu duiumul, mascată sub tot felul de forme de publicitate socială, cu lansarea iluminării stradale și alte bazaconii de felul ăsta, dar era clar că este vorba de publicitate în sens electoral difuzată în timpul perioadei electorale. Deci noi solicităm ca în perioada electorală publicitatea politică și mesajele de interes public să fie interzise. Ce înseamnă mesajul de interes public? Chiar acum în Parlament se dezbate în lectura a doua, nu chiar acum, s-a votat în prima lectură proiectul noii legi cu privire la publicitate. Astăzi a avut loc niște consultări, mă rog, cred că s-a spus de către domnul Alaiba, președintele Comisiei Economie, că în februarie va fi votată legea în lectura a doua. În această lege este noțiunea de mesaj de interes public, care înseamnă publicitate, cu obiect de promovare a unor valori, idei sau scopuri de interes public ori comunitar. Și deseori, sub acest mesaj de interes public, ar putea fi mascată anumite publicitate indirecte pentru unii concurenți electorali. Și revin la ce am spus mai devreme, la activitatea Consiliului Audiovizualului. Și noi am avut situațiile din campaniile precedente când Consiliul Audiovizualului, nu știu din ce considerente, dar cu siguranță nu din considerentul de a ajuta la
asanarea pieței audiovizuale din Moldova, a decis să aibă rapoarte de monitorizare o dată la 10 zile și în felul acesta, într-o campanie electorală, un singur raport era examinat de către Consiliul Audiovizual, erau aplicate sancțiuni. Și este corect, sancțiunile conform codului fiind aplicate gradual, radiodifuzorii care încălcau legea se alegeau doar cu câte o avertizare, iar al doilea raport final, ca de exemplu în ultima campanie electorală, s-a desfășurat hăt după alegeri și Consiliul a decis să nu sancționeze pe nimeni. Și în felul ăsta, furnizorii de servicii media, deci televiziunile care au avut obraz și au respectat legea, s-au pomenit discriminate față de acele televiziuni care au călcat legea în picioare. În felul ăsta a avut loc o abordare absolut disproporționată a aplicării legii. Noi solicităm ca în codul electoral să fie prevăzut foarte clar că în perioada electorală, atenție, nu campania electorală, în perioada electorală, Consiliul Audiovizual publică săptămânal rapoarte de monitorizare și adoptă decizii, funcții de rezultate. Și sunt și alte câteva prevederi care vizează activitatea Consiliului Audiovizualului în această perioadă. Suntem convinși că prevederea asta trebuie să fie anume în codul electoral și nu în codul serviciilor media audiovizuale, fiind vorba de o lege cadru specială. Totodată propunem și în introducerea în codul serviciilor media audiovizuale a unor sancțiuni mai dure pentru furnizorii de servicii media care încalcă principiile de reflectare a alegerilor și am prevăzut aici amendă de la 70 la 100 de mii de lei pentru cei care încalcă, dacă nu, iarăși, și toate aplicarea graduală până la suspendarea licenței de emisie până la data alegerilor pentru acei furnizori care se sustrag la aplicarea sancțiunilor sau care au admis încălcarea repetitivă a prevederilor. Mă rog, a prevederilor despre care este vorba. Și un ultim lucru la care vreau să mă opresc și cu asta închei, vrem să fie introdusă o prevedere prin care furnizorii de servicii media care nu participă la reflectarea campaniei electorale, dar și furnizorii publici de servicii media să nu aibă dreptul de a plasa publicitatea electorală contraplată. Știu că asta ar putea să provoace anumite discuții, mai știu că există anumiți politicieni care din majoritatea parlamentară, cărora le surâde ideea să permite furnizorului public de servicii media audiovizuale, compania Teleradio Moldova, să reintre pe piața de publicitate, noi, părerea mea personală este că asta ar fi o mare greșeală. Trebuie să existe finanțare sustenabilă pentru compania Teleradio Moldova și ea trebuie să fie, ca și în democrațiile occidentale, una care se ocupă de promovarea mesajelor sociale și nu este un jucător activ pe piața de publicitate. Astea sunt în linii mari propunerile noastre, ele sunt mult mai multe, așa cum am spus, vrem să discutăm pe ele, insistăm să fie luate în considerare și suntem deschiși pentru dialog. Mulțumesc foarte mult, domnule Macovei, și mulțumesc mult pentru participare la evenimentul de astăzi. Da, cum ai spus, Mihai, va trebui să vă părăsesc pentru că am alt eveniment. Mult succes, colegi, la revedere! Mersi mult, o zi bună să aveți! Noi o să continuăm discuția și vom începe, de fapt, sesiunea de întrebări-răspunsuri. Nu înainte de a menționa faptul că, din păcate, doamna Olesia Stamate nu a putut să se alăture evenimentului, pentru că concomitent are loc și ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Sper că eventual, dacă ședința se termină înainte de ora 15:30, să se poată conecta spre finalul evenimentului. Dar eu zic să începem sesiunea de întrebări-răspunsuri și o să reiterez mesajul meu pentru cei care ne urmăresc să ne transmită întrebări în secțiunea de comentarii disponibilă pe pagina IPRE și în chat-ul privesc.eu pentru ca eventual noi să le preluăm și să le adresăm invitaților noștri. În cadrul panelului de discuție am identificat câteva linii de subiecte, cred eu, care sunt importante și pe care aș dori să le abordez. De fapt, sunt
trei blocuri de subiecte, dacă doriți, pe care le-am sistematizat. Primul dintre ele se referă la, așa cum menționa domnul Costică, permanentizarea structurii Comisiei Electorale Centrale, a mandatului membrilor Comisiei Electorale Centrale și, în general, reforma necesară legată de funcționarea și mandatul Comisiei Electorale Centrale. Aș dori să abordăm această problemă. În același timp, cred că ar fi relevant în contextul actual să discutăm și despre finanțarea partidelor politice și recomandările care există aici, inclusiv despre finanțarea campaniilor electorale. Și a treia problemă, menționată domnul Pasil, legea partidelor politice, la care la fel aș dori să ne referim în măsura posibilităților. Dar eu zic să o luăm pe rând. Domnule Postică, dacă aveți la această etapă comentarii legate de cele menționate de colegi în prima parte a evenimentului, vă rog să o faceți. Dacă nu, trecem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. La această etapă, cred că trebuie să recunoaștem că o bună parte din propuneri care vin de la colegii din societatea civilă trezesc și la noi anumite semne de întrebare. Spre exemplu, o să aduc un exemplu simplu legat de, și îmi pare rău că domnul Macovei a plecat, cu interzicerea mesajelor de interes public din acel proiect de lege cu privire la publicitate la care a făcut referire dumnealui. Eu înțeleg logica generală a unui astfel de concept, dar pe de altă parte noi trebuie să înțelegem că nu putem veni cu interdicții absolute. Și asta cumva am încercat și noi în avizul pe care l-am făcut pentru proiectul de lege cu privire la publicitate, să zicem că nu este chiar bine. Pentru că dacă noi vorbim de mesaje de interes public, eu cred că campaniile de educație civică pe care le face Comisia Electorală Centrală, prin care transmite mesaje cu, uite, la data care sunt alegeri, care sunt procedurile de vot. De exemplu, am avut criza pandemică în care a trebuit să explicăm suplimentar care sunt măsurile de siguranță. Astea sunt niște mesaje de interes public. Și noi nu putem să venim cu o interdicție absolută și să zicem că nu putem să le transmitem. De asta eu reiterez ceea ce am zis și ceea ce a zis și domnul Macovei, că noi suntem gata să discutăm, dar asta nu înseamnă că absolut toate propunerile vor fi acceptate. Ele trebuie să fie discutate și găsit acel compromis de mijloc care să fie convenabil pentru toate părțile interesate în procesul electoral. Și aici vorbim nu doar de partea tehnică, actori cum sunt organele electorale, organizațiile neguvernamentale, dar în primul rând alegătorii și concurenții electorali, pentru că noi trebuie să ne gândim și la ei atunci când venim cu modificări legislative. Chiar dacă la această etapă, după cum am zis, încercăm să discutăm doar tehnic, fără implicarea politicului. Pentru că vedeți că doar la nivel tehnic câte discuții apar și închipuiți-vă dacă conectăm de la această etapă și colegii din diverse partide politice care cu siguranță au și ei cuvântul lor de spus și cu siguranță trebuie să îl expună. Numai că din punctul nostru de vedere este mai bine dacă acest lucru se face la raportat la un anumit proiect deja închegat. Legat de întrebările pe care le-ați menționat cu permanentizarea, finanțarea și modificarea legislației conexe, o să încep de la ultima. Modificarea legislației conexe, evident că da, ce obțină special acolo unde ea se supropune 100% pe prevederile care urmează a fi modificate și în legislația electorală. Și aici, iar și o să încerc să vin cu un exemplu. Dacă noi vorbim de un model de raport financiar care trebuie să-l prezinte partidele politice, ceea ce zicem noi sau ceea ce credem noi este că exact același raport ar trebui să fie și în campania electorală, pentru a simplifica viața partidelor politice și concurenților electorali. Că e să știi că e unul și același model de raport. Fără câmpuri noi, fără rubrici noi, fără date, doar poate cu periodicitate mai deasă.
Deci asta ar trebui să fie diferența, pentru că raportul partidului ar trebui să fie dat de două ori pe an și o dată anual. În campanie electorală, așa cum știi probabil bine, foarte, foarte bine toată lumea, rapoartele sunt mai dese săptămânal. Legat de permanentizarea Comisiei Electorale Centrale, noi cred că este prea devreme să zicem formula care se întrevede, pentru că până la urmă decizia s-o adopte colegii, toți membrii Comisiei Electorale Centrale, dar cert este că ceea ce vedem noi, vrem să excludem doar influența Parlamentului asupra constituirii Comisiei Electorale Centrale. Deci asta cred că e o paranteză pe care pot să o deschid și care trebuie să fie discutată la modul cel mai serios. A doilea aspect conceptual ar fi bine, din punctul meu personal de vedere aici, o să zic, ca mandatul membrilor sau mandatul de exercitare a atribuției să fie legat de persoană și nu de instituție. Pentru că noi avem ca situația actuală la momentul de față cu componența comisiei, componența actuală a Comisiei Electorale Centrale. 6 membri au fost numiți la o anumită perioadă, 3 membri au fost numiți la două perioade diferite, adică 2 și 1. Din punctul meu de vedere, este o leacă incorrect în raport cu colegii care au venit mai târziu. Mandatul lor efectiv se limitează cu 2 luni de zile, cu 3 luni de zile, dar să admitem o situație absurdă în care ar fi numit cu jumătate de an, un an de zile mai târziu. Deci nu este chiar corect. Dar în felul ăsta se asigură și o rotație pe viitor, pentru că toate aceste lucruri vor duce la permanentizare și transmiterea memoriei instituționale în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Și legat de finanțarea campaniei electorale, eu cred că aici un lucru important care trebuie să fie reflectat, o să-l deschid, pentru că cel puțin o să insistăm pe acest lucru, cel puțin eu ca persoană care sunt responsabil din partea Comisiei Electorale Centrale conform regulamentului de activitate a Comisiei Electorale Centrale de finanțarea partidelor și campaniilor electorale, ca să fie toate tranzacțiile prin conturi bancare. Deci situația care o avem noi, și asta este inacceptabilă din punctul nostru de vedere, ca băncile comerciale din Republica Moldova să nu dea curs invitației partidilor politice pentru a deschide conturi bancare și în felul ăsta se creează primizii pentru diferite scheme de evaziune, de mascare, de ascundere a cheltuielilor real suportate în campanie electorală. Ceea ce am văzut noi în, cu lux de amănunte în această campanie. Este una. Al doilea, eu înțeleg aspectele pur comerciale în ceea ce privește deschiderea și deservirea conturilor bancare, dar atunci când ai un plafon general de campanie pentru o localitate în jur de 6.000 și un pic de lei și doar deschiderea contului fond electoral te costă 5.000 de lei, eu cred că acest lucru este inacceptabil și nu poate fi tolerat. Deci noi trebuie să obținem deschiderea gratuită a conturilor electorale sau cel puțin la un preț comparabil cu conturile curente care sunt deschise pentru persoanele fizice și juridice, în acest fel oferind concurenților electorali într-adevăr o platformă transparentă, deschisă de raportare financiară. Și scopul acestor propuneri ale noastre nu este pentru a pune presiune pe băncile comerciale, dar anume pentru a asigura transparența tranzacțiilor și pentru a evita numerarul și donațiile ascunse și fictive în campania electorală. Mulțumesc mult, domnule Postică. Nicolae, cred că ar fi bine să intervii în special pe aspectul ce ține de legea partidelor politice, dar și pe celelalte două pe care le-am menționat ca fiind cumva prioritare pentru această sesiune de întrebări-discuții.
trebuie să o faci în limita 5-7 minute, ca eventual să preluăm și câteva întrebări de la urmăritori. Cred că e posibil chiar și mai puțin de 5-7 minute. În primul rând, așa cum spunea și domnul Boțan, consider și eu că este cazul acum să ne gândim în paralel și la legislația conexă, dacă vorbim de legea partidelor politice. Dar aici trebuie să vedem, probabil la etapa de discuții în spațiu public deja, și să discutăm cu partidele politice, cu partidele care sunt în Parlament în special, vedem dacă există disponibilitate sau, mai bine zis, să încercăm să venim cu argumente pentru că acestea să accepte în paralel și acest exercițiu de modificare a legislației prin partidele politice. Sunt de acord că sunt multe aspecte legate între codul electoral și legea partidelor politice. Aici, cel puțin aici, putem să facem anumite lucruri. Dar dacă ar exista deschidere, pentru că ne dăm seama bine că va fi un volum foarte mare de lucru însă și pe codul electoral, și totuși, dacă ar fi deschidere pentru a discuta la pachet și despre modificări la legea partidelor politice, cred că ar fi mai ușor ulterior pentru toată lumea ca aceste lucruri să fie puse în aplicare și, așa cum spunea domnul Costică, exemplu cu acele rapoarte, da? Să avem, spre exemplu, raportul identic și în campanie și în afara campaniei. Așa și aici pot fi și alte reguli sau alte aspecte care trebuie tranșate la această etapă, așa încât, pe urmă, să nu apară întrebări de unde s-au luat și de ce s-au făcut anumite intervenții. Asta așa, foarte pe scurt, urmează să avem discuții inclusiv în cadrul coaliției, să vedem ce anume vom încerca să promovăm, sau ce schimbări vom încerca eventual să promovăm și să ținem cont și de agenda care este într-adevăr focusată în primul rând pe codul electoral. Acum, dacă îmi permiteți un comentariu la ceea ce spunea domnul Costică mai devreme și la subiectul care l-a adus în discuție domnul Macovei, cu mesajele de interes public. Înțeleg ceea ce spune domnul Costică, dar trebuie să ne gândim foarte bine și atunci când vom avea aceste lucruri formulate în legislație, să ne gândim dacă nu cumva sub aceste mesaje de interes public ar putea ulterior să apară situații de utilizare a resurselor administrative. Ori, spre exemplu, radiodifuzorul public, da? Reprezintă o resursă care, de ce nu, putem să admitem acest lucru, s-a întâmplat în trecut, ar putea să fie utilizat în continuare ca o platformă pentru promovarea mesajelor, spre exemplu, guvernării în perioadele campaniilor electorale, cu o frecvență mult mai mare sub această formă de mesaj de interes public și sub diverse programe sociale, infrastructură și așa mai departe. Ori în prezent avem această definiție sau această noțiune de resurse administrative inclusă în legea despre care vorbisem mai devreme, elaborată de către Ministerul Justiției și acea definiție este mult mai largă și cred că ar trebui să ne gândim foarte bine și să explicăm sau să spunem clar ce fel de mesaje înseamnă mesaje de interes public. Ca să nu existe pe urmă abuzuri sau alte situații din acestea interpretabile. Cu siguranță noi vom monitoriza modul cum se vor implementa astfel de prevederi ulterior. Asta am vrut să comentez, Mihai, dacă... Mersi, Nicolae. Domnule Boțan, dacă ați dori să vă expuneți pe cele trei blocuri de subiecte pe care le-am menționat, în special pe primele două, permanentizarea Comisiei Electorale Centrale și finanțarea campaniilor electorale. Părerea mea este că, așa cum spunea și domnul Postică, e foarte important ca impulsul să vină chiar din interiorul Comisiei Electorale Centrale. Ei, zi de zi, activează cot la cot, știu mai bine cum trebuie eficientizată munca membrilor Comisiei Electorale Centrale. Mă refer la cei care adoptă decizii și dacă domnia sa crede că lucrurile încă, această problemă, această situație nu a fost conceptualizată, atunci trebuie să așteptăm până când de comun acord vor avea un concept clar.
Dar din punctul meu de vedere, ceea ce este absolut evident e că toți membrii Comisiei Electorale Centrale cu mandat trebuie să activeze permanent, astfel încât să se-și poată împărți sarcinile între ei în activitatea lor dintre campaniile electorale și să fie responsabili pentru anumite domenii. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, va ridica gradul de profesionalism a membrilor Comisiei Electorale Centrale, specializarea lor și va contribui la constituirea ceea ce se numește memorie instituțională, care ulterior este transmisă colegilor care îi înlocuiesc după expirarea mandatului. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! O avem alături și pe doamna Natalia Iuraș, expert în domeniul electoral, pe care aș ruga să intervină eventual dacă consideră că ar fi cazul cu anumite comentarii, poate la dezbaterea noastră de astăzi. Dar până atunci avem o întrebare, sau de fapt două întrebări care vin sau care au fost adresate de către doamna Arina Spătaru și care vizează și care vizează practic poate o problemă analizată anterior în cadrul raportelor de monitorizare a legilor ce ține propriu-zis de funcția electivă a doritorilor de a candida la alegeri. Doamna Alina Spătaru menționează faptul că sunt trei articole în codul electoral care tratează diferit doritorii de a candida prin prisma funcției elective. Candidatul la funcția deputat, la funcția de președinte de țară și candidatul la funcția de primar. Prevederile articolului 86, 113 și 138 ale codului electoral, aș spune, ea încalcă Constituția Republicii Moldova, mai exact articolul 16, bănuiesc egalitatea de șanse, toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și autorității publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere și de origine socială. Și mai spune doamna Spătaru că ar fi anumite prevederi ale codului electoral care sunt discriminatorii, ce țin de principiile, conform principiilor funcțiilor elective de deputat, președinte, țară și primar și egalității de șanse între femei și bărbați. Precum că cei 3600 de locuitori ai municipiului Bălți care au semnat pentru susținerea candidaturii dumneaei la alegerile de la Bălți n-au avut parte de alegeri libere și bine organizate. Așa. Ok. Deci asta este un comentariu. Sunt poate anumite aspecte care țin și de codul electoral, în afară de poate viziunea doamnei Spătaru. Domnule Posică, dacă aveți aici un comentariu, vă rog. Comentariul a fost destul de lung și destul de nuanțat, de asta îmi vine greu să răspund la el, dar totuși voi puncta câteva chestiuni din punctul meu de vedere importante. Da, noi avem norme generale în Constituție, în codul electoral, dar noi trebuie să ținem cont că sunt doar două drepturi absolute, inclusiv prevăzute de Convenția Europeană. Și din acest punct de vedere, atât legislația națională, cât și standardele internaționale privăt și spun că anumite limitări a anumitor drepte, reieșind din anumite condiții legislative, în anumite circunstanțe, de proporționalitate, de legalitate, de oportunitate politică, ele sunt și pot fi puse în aplicare. Din acest considerent, eu o să-mi expun opinia mea personală. Eu reiterez acel lucru că, da, este incorrect ca alegătorii din municipiul sau candidații independenți din municipiul Chișinău și Bălți trebuie să colecteze un număr mult prea mare de semnături.
Și asta este problema fundamentală. Deja de la asta se pornește anumite aspecte mai simple. Pentru că acele prevederi care vin să încurajeze participarea femeilor prin micșorarea numărului de semnături care sunt necesare pentru a fi înscris în cursă de candidat independent la prezidențiale și la parlamentare, cu regret nu s-a ținut cont de Parlament atunci când s-a vorbit de locale, pentru că în locale numărul de semnături în principiu este ok, cu excepția acestor două localități. Dar atâta timp cât asta este o prevedere expresă în legislație care spune cât trebuie să fie numărul de semnături, cu toate scuzile de rigoare, dar noi nu am putut satisface cererea doamnei Spătaru de a accepta un număr mai mic de semnături, pornind de la analogie legii cu alegerile prezidențiale și parlamentare. Pe de o parte, dar pe de altă parte noi trebuie să recunoaștem și doamna Spătaru la fel trebuie să recunoască acest lucru, că în situația în care s-a înscris în procesul de colectare a semnăturilor era conștientă de numărul de semnături care urmează să fie colectate. Deci regulile de joc erau clare din bun început, din start. Cererea domniei sale de a fi revizuit în scădere acest număr de semnături, a parvenit, dacă nu greșesc eu, cu vreo două zile înainte de expirarea termenului propriu-zis. Da, eu sunt de acord cu cele menționate de ei, că condițiile pandemice, și aici recunosc și o să vin cu acele mențiuni pe care le-am spus la început, cu digitalizarea procesului. Eu cred că trebuie și vor fi probabil puse în aplicare și măsuri alternative de colectarea suportului pentru a fi înscris în cursa electorală și aici probabil Nicolae o spate să vină cu niște exemple mai clare, pentru că și practica internațională este diferită, adică există posibilități de colectare electronică a semnăturilor în listele de subscripții, există posibilități de a pune în gaj anumite sume de bani pentru a te înscrie în cursa electorală. Deci, mecanisme sunt, dar la momentul de față noi trebuie să ieșim din acele prevederi legale care există în legislația electorală curentă. Și da, eu sunt de acord că lacune sunt și noi trebuie să facem tot ce e posibil să le evităm pe viitor. Și încă o dată, reiterez, noi suntem conștienți că există astfel de lacune, dar cu siguranță vom încerca să ținem cont de ele pentru viitor. Te rog, Nicolae, am văzut că doreai să intervii. Îmi cer scuze, probabil că nu voi putea să stau până la sfârșitul evenimentului. Sunt implicat în paralel și într-o altă activitate a Asociației Promolex. Și îmi cer scuze, Natalia, că vreau acum să intervin pentru a spune exact lucrul ăsta, pentru că atunci când voi închide camera să nu se înțeleagă greșit. Doar o mică remarcă sau completare pe lângă ceea ce a spus domnul Costică, acele constatări despre care a vorbit dumnealui și despre faptul că sunt exagerate numărul de semnături pentru Chișinău și Bălți, le avem și noi în rapoartele de monitorizare. Deja menționat la fel dumnealui despre metodele alternative de colectare a semnăturilor, nu le mai reiterez. Și mai rămâne un aspect despre care chiar și un postic este conștient, cunoaște aceste lucruri. Cred că inclusiv la nivelul Comisiei Electorale Centrale, eventual prin regulamente, se vor clarifica aceste aspecte. Rețin de colectarea semnăturilor pe aceeași listă, din aceeași localitate. Au fost anumite interpretări diferite în perioadele precedente. Cred că trebuie să intervenim și aici. Nu este vorba, sigur, neapărat acum de Bălți sau de Chișinău, dar au fost situații de acest gen și, din păcate, nu au fost interpretări în favoarea concurenților electorali. Deci, vorbind despre acest subiect, să încercăm să excludem toate, hai să le zic eu așa, generic, acum posibile abuzuri sau abuzuri care au fost în trecut la toate nivelurile, la nivel de legislație, la nivel de regulamente, la nivel de practici și așa mai departe. Cam asta era așa de completare. Și încă o dată îmi cer scuze că posibil nu o să pot să stau până în sfârșit, dar vă doresc o discuție bună în continuare. Mulțumesc,
Mersi tare mult, Nicolae, pentru te-ai conectat cu noi și sper să mai avem ocazia să discutăm acest subiect în ulterior. O zi bună ție și mersi încă o dată. Doamna Iuraș, o să vă rog să interveniți. Da, se aude. Se aude bine? Da, da. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule Măgrudea. Ascultând prezentările tuturor participanților, încă o dată ajungem la concluzie cât de viu organism este codul ăsta al nostru electoral, care de atâția ani și de cele mai multe ori, de fapt, dintre toate codurile care au fost modificat. Și se lucrează acum atât pe intern, deci Comisia Electorală Centrală, din câte știu, și cunosc, face tot efortul ca să ajusteze cadrul legal. Și astăzi chiar propunerile au fost și din partea domnului Macovei, pe care le-am auzit, le-am studiat, dar le-am mai auzit încă o dată și le vom studia și ulterior. Și domnul Boțan, în privința referendumurilor locale pe care le-a menționat, deci tot este o problemă care trebuie, desigur, adus pe agenda și Comisiei Electorale Centrale și a societății. Deci eu cred că va fi în luna februarie, când se planifică audierile publice, va fi un document comprehensiv, un document cu multe modificări care vor aduce, codul va aduce la un nivel următor. Cum va fi deja, așteptăm să vedem rezultatul final. Mersi mult. Siguranță și noi ne punem speranța că cel puțin anul viitor acest proces va fi unul transparent inclusiv și va produce cele mai bune rezultate, pentru că în fond nu doar partidele politice sunt interesate de reforma codului electoral, dar alegătorii per ansamblu. Noi ne apropiem de finalul evenimentului și aș dori poate să venim cu câteva concluzii de final și poate să enunțăm încă o dată câteva mesaje cheie din cadrul discuției de astăzi. O să rog aici pe domnul Postică și domnul Boțan să poate să vină cu un mesaj pentru urmăritorii noștri, în special pe dimensiunea pașilor care urmează a fi întreprinși în perioada imediat următoare și în ce măsură societate civilă, poate alți colegi care ne urmăresc, vor putea și la ce etapă să participe în procesul. Da, știu că domnul Posica a făcut-o deja la începutul evenimentului, dar poate să reiterăm din nou aceste aspecte care poate, cred că sunt de interes public și cu siguranță vor fi reflectate și în mass media. Vă rog, domnule Posica. Eu o să încerc probabil foarte scurt să menționez câteva lucruri din punctul meu de vedere importante. Faptul că noi am recunoscut că lucrăm și am recunoscut formatul în care lucrăm și am recunoscut că la prima etapă formatul o să fie într-un regim mai închis, tehnic, eu cred că este binevenit, pentru că în felul acesta noi transmitem un mesaj societății să se cunoască că la aceste probleme se lucrează, ele se analizează și ele nu sunt lăsate de izbeliște, dar că trebuie să fie conștienți că procesul este destul de complicat și chiar și în discuțiile la acest nivel tehnic s-a văzut acest lucru, că există contradicții, puncte de vedere contradictorii pe unul și același subiect care poate fi destul de banal. De asta, la prima etapă, noi o să discutăm la nivel tehnic, dar cu siguranță societatea va fi informată despre produsul final, unul la mână și doi la mână, vom încerca să venim cu mesaje destul de clare pentru publicul larg și pentru părțile interesate, care sunt elementele fundamentale, hai să zicem așa, a reformei. Deci care chestiuni conceptuale s-au schimbat și în ce fel sunt schimbate și de ce, din punctul nostru de vedere, aceste schimbări sunt spre binele participanților în procesul electoral.
Și aici vreau să vin cu a doua concluzie. Noi trebuie să înțelegem cu toții că niciodată toți nu o să fie satisfăcuți de anumite prevederi legislative, de anumite interpretări ale prevederilor legislative, dar și de anumite soluții emise de diferite autorități sau părți implicate în procesul electoral. Dar, totodată, noi trebuie să înțelegem un lucru destul de simplu. Procesul electoral în sine este un proces politic. De asta, interesul societății față de tot ce se numește politic este destul de înalt și asta este partea bună, dar el vine și cu toate consecințele de rigoare. Poți fi acuzat sau poți fi tratat sau catalogat o anumită decizie, o anumită interpretare pe care o faci, care o anumită conotație politică. Și doi la mână, noi trebuie să avem și să cultivăm spiritul sau acest nivel de încredere pentru autoritățile publice și pentru soluțiile emise de autoritățile publice. Pentru că au fost decizii adoptate de Comisia Electorală Centrală, inclusiv în această campanie, pentru că pot să vorbesc despre această campanie, care au fost până la urmă acceptate de instanțele de judecată, au fost soluții care nu au fost acceptate de instanțele de judecată, au fost soluții pe care noi le-am adoptat ca Comisia Electorală Centrală, reieșind din normele legale care există, dar moral, poate noi eram foarte fericiți că am adoptat așa soluții și mă refer la același caz deja menționat de doamna Arina Spataru, pentru că așa este legea și scuzele de rigoare, dar nu am putut merge mai mult decât ceea ce ne permite legea, pentru că era o obligație expres prevăzută de lege. Exact același lucru cu privire la aplicarea unor sancțiuni financiare pentru cu lipsirea de subvenții de la bugetul de stat pentru 6 luni de zile pentru un partid politic. Pentru încălcarea banală că ei au achitat 4.500 din contul partidului, contul curent, pentru că au considerat că nu este echitabil să deschidă doar pentru această tranzacție încă un cont fond electoral cu 5.000 de lei, pentru că în acest fel 9.500 de lei ar fi costat la propriu aceste pliante pe care le-au elaborat. Și da, dar cu toate remușcările interne, dar am încercat să ne conducem de ceea ce privește legea. Și înțeleg, repet, nu toate soluțiile oferite de Comisia Electorală Centrală sau de autoritățile publice sunt de fiecare dată acceptate de societate, dar eu vreau să menționez că ele de fiecare dată sunt adoptate cu bună credință și în mare parte în limita prevederilor legislației în vigoare, ori practic fiecare soluție interpretabilă sau discutabilă sau este, ea este contestată și trece și controlul legalității în instanțele de judecată. Mulțumesc mult, domnule Postică. Domnule Boțan, în noul context politic, avem mai multe motive de optimism legate de reforma codului electoral? Noi avem o situație de fapt. Avem o Comisie Electorală Centrală care ne spune în mod deschis că este interesată ca munca comună, colectivă, în direcția, hai să spunem așa, modificării sau scrierii codului electoral într-o nouă redacție. Deci este un lucru pe care îl salutăm cu toții. În rest, așa cum spunea domnul Postică, cei care au fost invitați sau cumva s-au angajat în acest proces trebuie să depună eforturile pentru ca în cele mai restrânse termene acest document cu modificările la care ne-am referit să fie
întocmit, iar ulterior să intrăm în faza în care deschidem consultații largi cu actorii politici, cu cetățenii interesați, astfel încât după ce trecem și de această etapă, să vedem cum reacționează corpul de legislatori și să vedem cât de repede poate fi adoptat, deci adoptat codul electoral într-o nouă redacție, având în vedere toate recomandările care de-a lungul anilor au fost reiterate de mai multe ori de misiunea OSC, alte misiuni, organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova. Deci e un front larg de muncă, de activitate și sigur că sunt speranțe că tot acest efort se poate încununa cu o nouă redacție adoptată de Parlament a codului electoral. Mulțumesc foarte mult pentru participare și intervenție la discuția de astăzi. Aș dori încă o dată să adresez mulțumirile mele vorbitorilor, domnul Pavel Costic, domnul Nicolae Panfil, domnul Igor Boțan, domnul Petru Macoveș, doamna Natalia Iuraș, care au intervenit pe parcursul discuției. În același timp, mulțumesc urmăritorilor care au fost alături de noi și sper că acest proces de dezbateri, dialog să continue anul viitor, deja poate în alte formate, poate pe platforma Parlamentului, la consultările publice, eventual pentru discutarea draftului proiectului de lege pentru reforma codului electoral. Aș dori încă o dată să mulțumesc partenerilor noștri, Fundația Hans Seidel, pentru suportul acordat în organizarea acestui eveniment și colegilor de la Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, care ne-au ajutat în organizarea evenimentului. Noi doar cu siguranță ne angajăm să continuăm aceste discuții și aceste eforturi de analiză, monitorizare, propuneri alternative pentru îmbunătățirea prevederilor codului electoral alături de colegii din societatea civilă și pentru urmăritorii noștri vă așteptăm, de fapt, la alte evenimente în acest format, EU Debates Cafe, începând cu luna ianuarie anului viitor, pentru că vom continua discuțiile pe probleme de actualitate și de interes public. Mulțumesc tare mult și vă doresc o zi bună în continuare și multă sănătate. La revedere!